Parcul Bucov a devenit pentru câteva zile capitala distracției și asta pentru că mai mulți copii din Ploiești își petrec ultimele zile de vacanță în tabăra ecologică. Cei mici învață lucruri interesante despre mediu prin jocuri și lecții interactive. Și anul acesta, Parcul Memorial Constantin Stere găzduiește cea de-a patra ediție a ecotaberei de vară, în parteneriat cu Asociația de Orientare Turistică, Asociația pentru Protecția Mediului, Asociația Ornitologică din România și, bineînțeles, cu elevii școlii Nicolae Bălcescu din Ploiești. În fiecare zi, aș vrea să spun de la început, copiii au și un program de relaxare. Îmbinăm utilul cu plăcutul, am făcut plimbări prin pădure și am ascultat păsărelele, au pictat ieri, de exemplu, pe pietre, astăzi învață să construiască prin metoda origami. În a doua zi de tabără, în cadrul colaborării cu Asociația de Orientare Sportivă Județeană, am făcut un mic concurs de orientare prin pădure și am avut o scurtă inițiere în Zumba. Cei mai mulți dintre copii aflați la prima experiență de acest gen s-au arătat extrem de încântați de metoda ingenioasă de petrecerea timpului liber. Orientarea turistică a fost activitatea care a fost cea mai apreciată de cei mici. Cel mai mult mi-a plăcut orientarea sportivă. Este o cursă prin parc cu o hartă și un bilet pe care noi trebuie să-l cansăm în diferite puncte. La sfârșit, suntem cronometrați, să aflăm care este timpul nostru. Și tu cum te-ai descurcat? Minișor, pot spune. Cel mai important este să te distrezi. Peste prima dată, vin de alaltă ieri, a fost foarte distractiv. Ne-am jucat, am învățat despre ecologie. Ce ți-a plăcut cel mai mult în astea câteva zile? Mi-a plăcut orientarea sportivă. Mi-a plăcut foarte mult. Cel mai mult m-am distrat când am făcut orientarea sportivă, dar cineva a furat din capsatoarele alea care capsam pe hartă. Așa, am mai făcut bărcuțe din lemne și frunze. Este o tabără cu specific ecologic. De fapt, de aici am pornit, de la necesitatea de a învăța pe copii să se apropie de natură. Și încercăm lucrul acesta cât mai puțin pedagogic posibil. Încercăm să le arătăm modul în care pot să realizeze din materiale naturale diverse obiecte. Tabăra ecologică organizată de Agenția pentru Protecția Mediului Prahova se află deja la a patra ediție.